Ok, locuitorilor, da, este ultimul top pe anul ăsta, nu cred, mai fie topuri mai încolo, dar mă rog, gen, top 5 filme pe 2016, lasă-mă să spun de la început, topul ăsta este plin cu supereroi. N-am încotro. Nu știm încă toate filmele care o să apară în 2016. Nu știm încă dacă toate o să fie bune, dar cu siguranță putem spera și cu siguranță ne putem duce și cu siguranță putem plăti ca să vedem un film de căcat, pentru că am crezut că o să fie bun. Hai să dăm drum până nu mă dramatizez aici. Mă depresionez. Depresiunea, nu știu. Captain America 2 Civil War. Opa, stai un pic. Bă, ăsta trebuie să fie cam pe locul 1. Ești nebun la cap? Doar pe 5? Filmul ăsta o să fie interesant. O să mă duc la cinema să-l văd. O să plătesc să-l văd. O să-mi placă. Sunt convins de asta. O să fie cel mai bun film cu supereroi sau cel mai bun film pe 2016? Nici nu cred că o să intre în top 5. Pentru că Marvel au o problemă cu villainii. Și asta îmi scade interesul. Da. Bătaia între Captain America și Iron Man o să fie interesantă. O să fie suficient de interesantă. Suicide Squad. Wait a minute, motherfucker. Suicide Squad? Pe 4? Din nou. Suicide Squad este un concept interesant. Suicide Squad este o chestie interesantă. Suicide Squad ne prezintă pe noul Joker care arată fenomenal. Și prima oară pe ecran pe Harley Quinn. Dar chestia asta poate să meargă destul de ușor prost. Poate să devină un film generic de heist care are doar make-up cu Joker și nimic interesant. Deci, o să, din nou, toate filmele astea o să le văd în cinema și o să plătesc să le văd și bla bla. Doar că, în afară de Joker, sincer, nu mă interesează mai nimic din filmul ăla. Nici măcar Harley nu mă interesează așa de mult, că am impresia că nu o să apară atâta de mult pe ecran. Pentru că sunt foarte multe personaje. Ok, X-Men Apocalypse. Nu numai că l-aștept pe Apocalypse de când eram mic și mă uitam pe Fox Kids la X-Men. Nu mai vorbim de Mr. Sinister. Dacă o să văd aia, o să fiu gen... Apocalypse începe să arate din ce în ce mai bine din ce vedem din trailer și chiar este acea forță a naturii și unele line-uri din film sunt extraordinare și din nou o să primim bucata noastră pe care o vrem, bucata obligatorie de, cum îl cheamă, Quicksilver. Deci nu avem cum, nu au cum să, că eu îl fac, de-aia am zis nu avem, știi? Nu au cum să dea greș cu filmul ăsta și dacă dau, o să fiu foarte dezamăgit. Da. Batman vs Superman este pe 2. Da. Este un film pe care l-aștept de aproximativ 11 ani deja. Și da. Arată ok. Dar arată foarte ușor cum că Zack Snyder se duce spre calea aia foarte generică a filmelor cu supereroi când ei doi se bat, știm deja că o să se împrietenească, știm că este o amenințare și nu știu, vreau să-i văd că se bat la sânge cu aia. Nu vreau să văd pe Wonder Woman, deși îmi place și arată extraordinar, vreau să... Nu știu. O să mă duc să-l văd, pentru el sunt cel mai entuziasmat, vă spun sincer că sunt foarte curios. Îmi place cum arată Ben Affleck, îmi plac toți. Și chiar și Lex Luthor arată impresionant. Doar că... Dacă aruncă un monstru generic la final, care arată ca Doomsday, nici măcar nu prea îi Doomsday, o să fiu un pic dezamăgit și dacă bătaia o să țină ca în Fantastic Four Stick, când îi dă un pumn și ăsta zboară printr-o clădire și Batman vine la el și îl împușcă cu ceva și hol, am rezolvat că am eu anti-ADN, nu știu ce, o să fiu dezamăgit de treaba asta. Poate puteți observa, Deadpool este viața mea. O să mă duc la București special doar pentru filmul ăsta. Special! O să merg cu trenul 18 ore, drum întors, ca să văd un film de maxim 2 ore la IMAX. Pentru că noi nu avem IMAX în Timișoara. Deci, filmul ăsta o să fie demențial, filmul ăsta nu are cum să dea greș, apare Colossus făcut în sfârșit ca în desenă cum îl vreau eu, apare Deadpool care este unul dintre cei mai interesanți personaje și de-abia aștept să-l văd, Deadpool.
marketingul la filmul ăsta este jos pălăria. Jumătate din banii de pe filmul ăsta trebuie să meargă către echipa de marketing și Ryan Reynolds. Ryan Reynolds este cel mai interesant actor care a luat în brațe proiectul ăsta de foarte mult timp și acum îl vedem cum dă 100% pentru filmul ăsta. Bun, asta e lista mea de filme. Știu, n-am zis de Star Wars Rogue One, pentru că sincer nu mă prea interesează. Mi se pare că, nu zic că nu o să fie interesant, zic că o să fie un fel de... Hai să mai stoarcem bani din acest Star Wars. Știi, doar... Dați-ne 3 episoade cu Star Wars, nu ne dați 6, 18. Vreau să văd 3, să văd cum se închide iară povestea și poate o redeschidem altă dată, dar... Ce filme aștept tu anul ăsta în 2016, miraculosul 2016? Lasă-mi în secția de comentarii lista ta. Sub butonul de like am pus alt clip mișto și dacă vrei să devii un locuitor, trebuie doar să apeși butonul de subscribe pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.